Gloria, el adus mântuire.
cântat frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu când îl te adâncești în el și când el devine bucuria ta și căutarea ta. Teo Socaciu, mulți îl știm, mi-e drag de el că e cu noi astăzi și Domnul să te folosească spre slava lui. Amin. Să îți pună cuvinte și Duhul Sfânt să-ți dea inspirație și să te folosească în tot ce ai pentru noi. Domnul să-ți dea. Mulțumesc, frate Mielu. Și sovei Emilia. Thank you. Mulțumesc fratelui Daniel și sorei Cristina pentru găzduirea dânșilor. Am o mare plăcere să îi cunosc. De fapt, chiar spuneam sorei Cristina că tatăl ei, cu nicio persoană n-am avut așa apropiată legătură ca și cu tatăl ei. Nici chiar cu părinții mei. Știți, când ești copil la tata, ești mult pisat, dacă ești rău. Și eu am fost cel mai rău, am fost foarte mult pisat, n-am avut așa bună legătură cu părinții. După ce am crescut, am început să apreciez ce înseamnă asta. Oricum, am harul să fiu în dumneavoastră aceasta împreună cu dumneavoastră și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea pentru început să deschidem Scripturile la Matei, capitolul 13. Cât timp avem la dispoziție? O oră. Ok. Matei 13. Vom începe citirea cu versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și a făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei dar să mergem, să o smulgem? De multe am vrut și eu să fac lucrul ăsta. Zic: Doamne, numai 5 minute dacă m-ai lăsat să smulg. Probabil că aș fi rămas singur. Nu, le-a zis el, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până când? Până la seceriș. Marcați cuvântul acesta, seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Și acum să citim tâlcuirea, începând cu versetul 36 la 43. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarnă. El le-a răspuns: cei ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului. Secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Sunt sigur că toți
suntem familiari cu textul acesta. De atâtea ori s-a predicat în biserică și de cele mai multe ori s-a predicat greșit. Pentru că textul ăsta nu are absolut nimic cu biserica. Dar s-a predicat în biserică bisericii. Nu-i greșit că s-a predicat în biserică, dar nu-i biserica aici, în textul ăsta, absolut deloc. Vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu este complex. Sunt 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament și 27 în Noul Testament. Dar toate aceste cărți sunt într-o perfectă armonie. Însă atunci când studiem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ținem cont de trei lucruri. Dacă de lucrurile astea nu ținem cont, interpretăm greșit Biblia. Este potențialul să o interpretăm greșit. Și apoi pe deasupra avem atâtea denominații și religii care aduc și mai multă confuzie. Și la un moment dat întreb, domnule, dar care e adevărată? Că aș vrea să știu să fac și o parte dintr-una din ele. Apoi dacă te iei după ăla, probabil că o să te convingă că așa e cum spune el. Dacă te iei după celălalt, spune, bă, parcă nu spune ca celălalt. Dar și ăsta sună bine. Sunt uimit că mă duc în unele biserici și ascult un predicator, dacă sunt doi sau trei, că la noi asta e tradiția, și predică primul și tot strigă amin și aleluia. Vine al doilea și spune, predică exact împotriva la ce a spus primul, e tot amin și aleluia strigă. Vine al treilea și are un pic o altă versiune, dar e tot amin și aleluia strigă. Și atunci mă întreb, mă, dar care-i baiul aici? Ce se întâmplă aici? Și mi-am dat seama că eu sunt responsabil personal să cunosc cuvântul Domnului. Fiecare pentru el trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Asta este avertizarea mea pentru noi. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, fiecare individual. Așa pe scurt, facem introducerea asta. De lucrurile care trebuie să ținem cont când studiem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu mă înșel, 1 Corinteni 10 cu 32. Aș vrea să citim versetul acesta. 1 Corinteni 10 cu 32. Zice așa: să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, asta e prima grupă, nici pentru greci, pentru neamuri, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Deci acestea sunt cele trei grupe de oameni de care trebuie să ținem cont când studiem Biblia. Și vom vedea de ce. La ora actuală, cei mai mulți nu sunt conștienți de ce spun eu acum, dar cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu sunt foarte conștienți de ce se întâmplă. În teologie există foarte multe controverse. Și chiar actuale. Sunt unii care cred că nu există răpire. Spune că nu există răpire. Spun unii care, unii chiar la ora actuală predică că noi deja suntem în domnia de 1000 de ani, în împărăția milenară, de când Domnul Iisus s-a înălțat la cer. După înviere, la 50 de zile când s-a înălțat s-a înălțat la cer și de atunci Iisus continuă să domnească pe tronul lui David din cer. Și Satan a fost legat. Și oriunde se predică cuvântul Domnului, spun ei că Satan e legat. Ei mai spun că cartea Apocalipsa, spun ei că nu pot să o interpreteze literal, decât numai literar, metaforic, simbolic. Este adevărat că sunt multe metafore și simboluri în cartea Apocalipsei. Dar dacă cartea Apocalipsa e simbolică numai, înseamnă că și păcatul e simbolic, și Hristos e un simbol, și tot e simbolic. Înseamnă că totul e metaforă și alegorie. Atunci ce facem cu Biblia? Observați?
Și dacă vă spune cine predică astfel de predici, am zice că nu credeți. De aceea n-am să vă spun. Dar sunt. Și acum cu internetul le puteți asculta peste tot dacă sunteți chiar interesați să auziți. Aceștia se numesc amileniști. Deci, cu alte cuvinte, ei nu cred în domnia literală. Ei spun că e un simbol, simbolic, se referă acolo. Și astfel de învățături. Și noi, iară, ale noastre, le avem, cum am spus, cum e textul din Matei 13, îl aplică la biserică. Și o să vedeți de ce nu se aplică la biserică textul acela și vom vedea totuși care text aplică la biserică. Asta nu înseamnă că dacă ăla nu se aplică la biserică, gata. Ce face cu biserica? Pe unde o lăsăm? E tot aici. Dar vom ține cont de cuvântul lui Dumnezeu să punem următoarele întrebări. Cine vorbește? Cui vorbește? Despre ce vorbește? La ce timp vorbește? Da? Contextul istoric, politic, social, cultural, economic și religios, toate aceste observații sunt importante să le facem când studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara asta vreau să vorbesc despre răpire, despre răpirea bisericii, pe care unii o neagă. Sunt versete care se referă strict la poporul Israel. În teologie mai este o controversă care se numește, în engleză, îi spune replacement theology. Ce înseamnă asta? Ei spun că, datorită faptului că Israel nu l-a acceptat pe Iisus Hristos ca și Mântuitorul lor când a venit pe Iisus, ce l-au respins, după cum spune în Ioan capitolul 1, versetul 11, a venit la ai săi, adică la poporul evreu, Domnul Iisus. Dar ai săi nu l-au primit. Și pentru că nu l-au primit, ei spun că de acum încolo s-a terminat cu Israelul. De ce? Pentru că Matei 16:18, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, referindu-se la el, că el este piatra din capul lui Domnul Iisus Hristos, voi zidi biserica mea, și biserica nu exista până atunci. Era ceva de viitor. Observați, verbul este la timpul viitor, nu spune a fost, nu spune este, spune voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. 1 Corinteni 10:32. Să nu fim pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru neamuri, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Dacă lucrurile astea sunt clare, o să vedeți cât de frumos vorbește Biblia de la sine și o înțelegem foarte ușor. Dar dacă lucrurile astea nu sunt clare, avem un talmeș-balmeș acolo. O mare confuzie. Și cei care nu mai cred că Israelul e Israel, ei spun că biserica a luat locul lui Israel. Și astăzi nu mai avem Israelul pentru că biserica e Israelul spiritual. Este adevărat că Israelul, biserica e Israelul spiritual, dar Israelul că tot Israel e. Da? Evrei tot evrei sunt. Sunt tot acolo, în Ierusalim. Că noi nu putem să negăm. Și lucrul ăsta trebuie să fie foarte clar. Și o să fac o mică paranteză, să vorbim puțin despre evrei, vom vorbi puțin despre neamuri și după aceea vom vorbi despre biserică din care noi facem parte, care așteaptă să vină Domnul să răpească. Ok? Și atunci va fi clar lucrul acesta. Nu mergem prea departe în istoria evreilor decât vreau să spun că în 721, înainte de nașterea lui Iisus Hristos, poporul evreu încă era, toate cele 12 seminții erau împreună. Deci ei erau încă o împărăție, să zicem așa. Dar pentru că au păcătuit, Dumnezeu a îngăduit ca 10 seminții cu capitala nord în Samaria să fie duse în robia asiriană. Iar în 606, Iuda și Beniamin, care au rămas încă în Ierusalim, Domnul a dat harul să se pocăiască, dar fiindcă nu s-au pocăit, și cele două seminții au fost duse în robia babiloniană. Acum, toate cele 12 seminții ale lui Israel erau în robie. Imaginați-vă, poporul lui Dumnezeu, care se bucura de relația aceea intimă cu Dumnezeu, cu Creatorul lor, da? Acum erau robi
într-o țară străină. Toate cele 12 seminții. Însă a fost profețit că după 70 de ani, doar 70 de ani, vor fi robi în Babilon. Și în timpul acela de robie babiloniană, un caracter biblic foarte important, care a fost dus în robie în Babilon, a fost Daniel. Sunteți foarte familiar cu acest caracter biblic, Daniel. Știți istoria lui Daniel. Și Daniel, om prea iubit și scump al Domnului, el care cunoștea Scripturile, el s-a rugat, a postit și a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că urmează să se sfârșească cei 70 de ani de robie babiloniană. Și atunci el s-a rugat Domnul și a spus, Doamne, se sfârșesc cei 70 de ani de robie, de când suntem aici, ce are să se întâmple cu neamul nostru? Și atunci, în Daniel capitolul 9, versetele 24 la 27, ascultați ce spune Domnul lui Daniel. Zice așa. Hai să citim de la versetul 20, că aici încă Daniel se ruga. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și ne aduceam cereri înaintea Domnului Dumnezeul meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Ce fain ar fi când ne rugăm și noi să vină în zbor iute, da? Cu răspunsul. El zice, m-a învățat și a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, om, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Deci, îngerul a venit să-i aducă răspuns la Daniel cu privire la întrebarea și preocuparea lui pentru poporul lui. Ce are să se întâmple? Ce așteaptă pe poporul lui în viitor după robie? Așa după cum noi, acum, când vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru, ne întrebăm, Doamne, ce are să se întâmple cu noi în vremea asta? Avem preocupări similare. Și atunci, cuvântul Domnului spune, pentru voi, Daniele, pentru neamul vostru, mai am 70 de săptămâni. În tot ce mai am pentru voi. Nu știu ce ai face... Când l-ai întrebat pe Domnul, Doamne, cât mai ai pentru mine? Să spune, mai am pentru mine 70 de săptămâni. Vă garantez eu că s-a schimbat multe lucruri. Și prioritățile noastre ar fi probabil total diferite de cum le avem la ora actuală. De aceea este o avertizare în Biblie când spune, răscumpărați vremea, că zilele sunt cum? Rele. Ce ziceți? Rele zilele. Eu așa le văd că stare rele. Și mergem din rău în mai rău. Ironia, pe măsură ce avansăm științific, politic, economic, social, cu atâta ne degradăm moral. Cu aceeași viteză. Că te aștepta să fie the opposite. Ok? Aceasta este realitatea. Poți să răscumpere cineva vremea. Să spun mie cineva care poate să răscumpere vremea. Că și eu aș vrea să o răscumpăr. Nu ți-ar place să poți să schimbi ceva din trecut? Poți să te duci acolo să... Asta înseamnă să răscumperi. Înseamnă că ai avut ceva, ai pierdut și acum ai dat din nou peste el undeva și ai vrea să... Ai din nou lucrul acela. Asta înseamnă răscumpărare. Înseamnă că trebuie să plătești un preț pentru că cineva este în posesia acelui lucru pe care l-a găsit și acum ai proprietatea altuia. Iar tu vrei să răscumperi. Asta înseamnă răscumpărare. Și spune răscumpărați vremea. E un paradox acolo. Și paradoxul ăsta are ca scop să ne trezească. Îmi spune, Domnule, dar nu se poate întâmpla așa ceva. Cine poate să răscumpere vremea? Nu există așa ceva. Și atunci ce caut o astfel de
afirmație în Biblie? Ca să ne trezim. Știi ce înseamnă să răscumperi vremea? Să spui prioritățile în ordine. We need to know what it means first things first. Asta înseamnă. Ce e important și ce mai puțin important. Nu știu ce este important pentru voi, dar eu am decis ce este important pentru mine. Cât despre mine și casa mea, eu vreau să slujim Domnului. Amen. Și să fiu gata și sunt gata oricând pentru Domnul să vină. Eu acum m-aș bucura să vin ce mai mult că predic. Evanghelia mă găsesc predicând. Ok? Predicam odată undeva și am spus ce bine ar fi să vină Domnul și un frate și nu frate, zice, dar nu suntem încă, mai avem încă niște lucruri de rezolvat. Și mă întrebam, Domnule, dar ce avea fratele așa de mult de rezolvat, decât să fie să anticipeze venirea Domnului Iisus Hristos? Okay. So, Domnul le spune la Israel că mai are 70 de săptămâni care au fost hotărâte asupra poporului tău, îi spune lui Daniel, și asupra cetății tale cele sfinte, Ierusalimul, și spune, din data din care se înceapă numărătoarea celor 70 de săptămâni. În Biblia, în traducerea românească, vreau să vă spun că lipsește ceva. Acolo se referă la 70 de săptămâni de ani. Traducerea din ebraică, acolo se vorbește la un ciclu de 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani. Yes. 490 de ani. Deci ale cele 70 de săptămâni sunt 70 de săptămâni de ani, care în total sunt 490 de ani. Și Domnul le spune de când să înceapă numărătoarea celor 490 de ani sau a celor 70 de săptămâni de ani. Sper că nu v-am pierdut deja. Atâta, nici eu nu sunt bun matematician, dar regula de interpretare este o regulă profetică. Și anume, în Vechiul Testament vedem mereu acolo cicluri de 7 ani, 70 de săptămâni de ani, da? În Apocalipsă găsim 7 trâmbițe, 7 peceți, da? O să faci, deci cifra 7 în Biblie, 70, de asemenea 40, 12 și fiecare cifră în Biblie sau în numerologia biblică are semnificație. Și aici regula după care interpretăm spune că înaintea Domnului o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi. Nu vreau să petrec prea mult timp aici pentru că vreau să trecem direct la subiect, dar totuși să știți că în Vechiul Testament puteți găsi aceste explicații. Domnul le-a hărăzit 70 de săptămâni de ani și le spune următorul lucru. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vederiei și până și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților, și spune să știi dar, să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul Mesia, la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. 7 săptămâni? Câți ani sunt 7 săptămâni? Cât e 7 ori 7? 49. Exact. 7 săptămâni. Ținem cont de cifra 49. Apoi, timp de 62 de săptămâni, câți ani sunt 62 de săptămâni? Cât? Deci avem 7 săptămâni și 62 de săptămâni. 69, deci 3 grupe, observați, 3 grupe de ani. Mi-am dat seama că nu vreau să vă pierd. Deci, prima grupă sunt 7 săptămâni, da? A doua grupă sunt 62 de săptămâni. Și a treia grupă este o săptămână de ani. 7 săptămâni de ani plus 62 de săptămâni de ani sunt 483 de ani. Da?
483 de ani, aceste două grupe împreună. Da? Apoi, timp de 62 de ani, piețele și gropile vor fi zise din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Da? Adică Mesia va fi răstignit. La asta se referă. Și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiile. Și acum versetul 27. Între versetul 26 și versetul 27 există un gap. Ok? Un spațiu, cu alte cuvinte, de timp. Știți cât timp între versetul 26 și 27? A trecut deja 2000 de ani. Și încă nu s-a împlinit versetul 27. Și ascultați ce spune în versetul 27. El, Anticristul, va face un legământ trainic cu mult timp de cât? De o săptămână de ani. Să nu uităm, o săptămână de ani, adică 7 ani. Aici am vrut să ajungem. O săptămână de ani, 7 ani. Ok? O să o explicăm. Dar la jumătatea săptămânii, adică după 3 ani și jumătate, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe arupa urciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Ok, haideți să sintetizăm tot ce am spus până aici. Cu alte cuvinte, Domnul îi spune lui Daniel, Daniel, pentru poporul tău mai am 70 de săptămâni de ani și s-o terminat cu voi. Cu alte cuvinte, Domnul i-a spus lui Daniel când vine Domnul. Vă dați seama? Când va avea loc sfârșitul lucrurilor. Aici îi spune lui Daniel. Vă dați seama? Încă Domnul Iisus Hristos nu se născuse. Trebuie să treacă încă sute de ani să se nască Domnul. Și noi acum suntem în 2018 și anticipăm venirea Domnului. Și i-a spus data când se înceapă. Numărătoarea celor 70 de săptămâni de ani. Și începe cu repatrierea evreilor din Babilon la Ierusalim. Aseară, pentru cei care au fost la părtășie, am vorbit puțin despre asta, s-au repatriat Cir în Ezra, a dat decretul ca toți evreii care doresc să se repatrieze, să se ducă înapoi acasă la Ierusalim. Și un grup de evrei s-a dus, în, de fapt, trei grupe, în trei rânduri, s-au repatriat la Ierusalim. Și poporul Domnului, bineînțeles că cu greu, a reușit să reconstruiască altarul, pe urmă a rezidit zidurile Ierusalimului, au reconstruit templul și acum poporul Domnului era în siguranță la Ierusalim. Domnul Iisus Hristos, în Vechiul Testament, găsim o perioadă de tăcere între Vechiul și Noul Testament de 400 și ceva de ani, aproximativ. Biblia noastră nu vorbește despre istoria aceasta. Decât cărțile cele 14, 13 cărți, paimise apocrife, care sunt în Biblia catolicilor, vorbește despre perioada aceea de timp. Ok? Dar în perioada aceea de tăcere, această perioadă de tăcere se încheie, de fapt, cu venirea lui Iisus Hristos, cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Și aș vrea să pun toată Biblia în patru propoziții. Vechiul Testament putem să-l numim 39 de cărți, promisiunea binecuvântării lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Perioada dintre Vechiul și Noul Testament de tăcere îl numim pregătirea mijloacelor prin care să vină binecuvântarea la Israel promisă. Noul Testament îl putem numi împlinirea binecuvântării lui Dumnezeu pentru poporul Israel. Și asta se realizează în Ioan capitolul 1, versetul 11. Binecuvântarea a fost promisă, mijloacele au fost pregătite și a avut loc împlinirea când Iisus Hristos a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Deci Domnul le-a spus când să înceapă numărătoarea. De la data în 445, când Artaxerxes Longimanus a dat decretul să se rezidească din nou Ierusalimul,
Și a făcut lucrul acesta în Nemia, găsind contextul istoric, rezidirea din nou a Ierusalimului, ok? Și până la unsul Mesia au trecut exact 483 de ani când Iisus Hristos a intrat în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe. Atunci s-au împlinit exact 483 de ani de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și la când Mesia a fost stârpit sau a fost răstignit. Și în momentul acela când Iisus Hristos a fost răstignit, s-a oprit ceasul profetic din cele 70 de săptămâni de ani, 69 de săptămâni s-au împlinit odată cu răstignirea lui Iisus Hristos. Și s-a aprins semaforul roșu pentru poporul Israel. Și ne lipsește cât? Câte săptămâni ne lipsesc din cele 70 de săptămâni? O singură săptămână mai lipsește, de ani. De ce? Pentru că la cea 69 săptămână s-a oprit ceasul profetic pentru Israel. Și atunci Domnul Iisus se întoarce spre Petru și spune lui Petru, sau spre neamul mai bine zis, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Până aici e clar? Foarte clar e până aici. Însă se întâmplă ceva. Pavel în Romani capitolul 11 zice așa. Pentru totdeauna a lepădat Domnul pe cine? Haideți să mergem la cuvânt. Deci așa, întreb, da. A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci eu sunt israelit, din sămânța lui Avram și din semniția lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Da? Da, Romani 11. Ok? Versetul 11. Întreb, dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor. Observați? Prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea cui? A neamurilor. Aici trebuie să ajungem. 1 Corinteni 10:32. Să nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru neamuri. Suntem acum la neamuri. Și o să ajungem la biserică ca să putem vedea ce se întâmplă cu biserica. Am văzut ce s-a întâmplat deocamdată cu Israel istoric. Vedem acum ce se întâmplă cu neamurile. Pavel, Domnul convertește pe drumul Damascului și după ce îl convertește Domnul pe Pavel, spune Pavel, ce să fac, Doamne? Și Domnul îi spune lui Pavel ce să facă. Domnul mântuiește și Domnul îl trimite pe Pavel, apostol al neamurilor. Și atunci avem cea de-a patra propoziție. Prima este promisiunea binecuvântării pentru cine? Pentru Israel. Pregătirea binecuvântării pentru cine? Pentru Israel. Împlinirea binecuvântării pentru cine? Pentru Israel. Dar ai săi nu l-au primit. Și acum spune, tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Atât dintre evrei, cât și dintre neamuri. Și are loc a patra propoziție, este răspândirea binecuvântării lui Dumnezeu pentru toate neamurile. Observați? Toate aceste patru elemente au în comun ce? Binecuvântarea. Promisiunea binecuvântării, pregătirea binecuvântării, împlinirea binecuvântării și răspândirea binecuvântării. Și binecuvântarea este persoana Domnului Iisus Hristos, despre care vorbește în Genesa 3:15. Că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, fiind vorba de Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta, Domnul mântuiește atât pe neamurile care cred în El, cât și pe evrei care cred în El și devin copii ai lui Dumnezeu care fac parte din ce? Din a treia instituție sau grupă care se numește Biserica celor răscumpărați de Domnul. Biserica Noul Testament o găsim menționată prin 7 metafore. Și de ce sunt importante aceste metafore să le cunoaștem și să le înțelegem? Este foarte important lucrul acesta, deoarece noi, ca și indivizi credincioși, prin aceste metafore, prin fiecare metaforă, în mod personal, ne raportăm la persoana Domnului Iisus Hristos. Poți să spui despre cineva că îl cunoști, așa-i? Îl cunoaște cineva pe președintele Americii?
Ai putea să spui că-l cunoști. Eu nu pot să spun că-l cunosc. Cunosc despre el. Dar unii poate să-l spună că-l cunosc. Așa e? Cel puțin social, lui cred că poate să spună că-l cunosc. Cel puțin în oarmă, care măsură. Observați că e chestie de relație. Cum te raportezi. Deci e foarte important aceste metafore să le înțelegem. Pentru că noi, de fapt, facem parte, suntem parte integrantă din fiecare metaforă. Dar toate aceste metafore se referă la Biserica lui Hristos. Și Biserica este prezentată ca fiind, în primul rând, trupul lui Hristos, este mireasa lui Hristos, este familia lui, este o preoție, este un templu, este o viță și este o turmă. Toate aceste metafore se referă la noi, la Biserica lui Hristos. Și noi, prin fiecare metaforă, am spus că ne raportăm direct la persoana Domnului Iisus Hristos. Pentru că spune că Iisus este capul acestui trup. El este capul trupului, iar noi suntem modularele acestui trup. Iar biserica este mireasa lui Hristos. Noi suntem mireasa lui Hristos, din punct de vedere metaforic, iar El este mirele. Care este relația lui Dumnezeu cu Israel în Vechiul Testament? Știți care este? Cartea Osea ne arată tabloul acesta, când spune că Dumnezeu este bărbatul credincios față de femeia sau soția lui necredincioasă, Israel. Și ne dă exemplul acela clasic când îi spune lui Osea, zice, du-te în piață și cumpără-ți o femeie. Nu știu care proroc astăzi sau predicator ar fi așa de ascultător să se ducă în piață, să-și cumpere o prostituată, să-i fie nevastă. Dar așa îi spune Dumnezeu, du-te și ia acolo o femeie prostituată, destrăbălată, du-te, cumpără-ți-o și să fie nevastă și fă copii cu ea și le-o spus și ce nume să le pună. Imaginați-vă ce tablou acolo. Pentru că Dumnezeu era așa de disperat încât a vrut să comunice ca să înțelegem pentru totdeauna disperarea Lui. Și astăzi Domnul spune că El este un Dumnezeu gelos. El își iubește nevasta. Dar nevasta aceasta necredincioasă și-a părăsit bărbatul. Însă bărbatul rămâne credincios, că unul din numele lui este cel credincios și adevărat. Acesta este unul din numele lui Dumnezeu. Bărbatul acesta a rămas credincios în ciuda faptului că nevasta l-a părăsit. Până acolo încât l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci spune Pavel în Romani 11 că alunecarea lor a făcut cu putință mântuirea noastră a neamurilor. Că până atunci ei nu era poporul lui Dumnezeu, atât. Israelul. De acum Dumnezeu mântuiește oameni din orice seminție, din orice neam și din orice rod care se încrede în El și cheamă numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului, spune cuvântul Domnului, va fi mântuit. Sper că nu v-am pierdut. Îmi dau seama că nu numai și învățătură, și predică și învățătură, dar cred că e foarte important să înțelegem lucrurile astea. Sau Domnul dă prilejul fiecărui om să facă parte din biserica aceasta. Deci relația bisericii cu Domnul, din punct de vedere metaforic, ca și trup, Hristos este capul trupului, iar ca și mireasă, Hristos este mirele, noi suntem mireasa, iar mireasa e caracterizată de dragoste monogamă. Ea își iubește numai mirele și mirele își iubește mireasa lui. Ea se păstrează curată pentru mirele ei. Dar în relația din Vechiul Testament între Dumnezeu și Israel, el este bărbat, iar Israel este soția lui necredincioasă. Deci e important să faceți observația asta, că dacă nu interpretăm greșit Biblia în Noul Testament, acolo facem talmeș-barmeș. De aceea unii au eliminat Israelul din tablou și spun că acum biserica e Israelul, dar nici vorbă de așa ceva. Ok? Și vom vedea de ce. Cei care se întâlnesc cu versetele din Vechiul Testament profetice cu referire la Israel și nu s-au împlinit încă, și eu întreb, dar ce faci cu versetele astea? Ei știi ce spun? Alea simbolic. Și-au terminat cu tine. Dar bă, dacă e simbolic, înseamnă că și păcatul e simbolic. Înseamnă că nu este păcat. Dacă ăla e simbolic. Deci tot ce nu înțeleg ei, spun că e simbolic. Și-au terminat. Foarte ușor ești afară.
Însă cuvântul Domnului spune că cineva scoate ceva din Apocalipsa, din cartea Apocalipsa. Și Domnul a spus că îi scoate dreptul de la pomul vieții. Acolo e o afirmație foarte severă acolo. Și cine adaugă? O să-i adaugă urgii. Ok? Acolo, de fapt, e o chestie de credință. Eu cred cuvântul lui Dumnezeu tot, așa cum e scris. Nu pun la îndoială. Ori îl cred tot, ori mai cred Biblia. Deci, să revenim din nou la metafore. A treia metaforă a bisericii este familia. Familia este caracterizată de unitate în diversitate. Deși sunt diferite vârste, diferite personalități, diferite temperamente, dar totuși este o armonie pentru că suntem călăuziți de același Duh. Observați? A patra metaforă, biserica este o preoție. Fiecare de aici este un preot personal. Preoția este caracterizată de slujire în sfințenie. Fiecare suntem chemați să slujim Domnului și seminilor noștri ca și mădular în trup. De aceea suntem împreună, pentru că eu nu sunt biserica, eu sunt doar un mădular în trup. Biserica este, trupul este biserica. Nu un mădular este biserica, ci mădularele împreună sunt biserica. Dar acolo, în trup, există unitate, în diversitate. Ok? A cincea metaforă, biserica este un templu. Și templul acesta este construit din pietre vii. Eu sunt o piatră vie, tu ești o piatră vie și aceste pietre construiesc, fac acest edificiu, templul lui Dumnezeu. Nu numai că trupul meu devine templul Duhului Sfânt, dar noi împreună suntem templul lui Dumnezeu. Unde locuiește, este casa, noi suntem casa lui Dumnezeu. Împreună cu sfinții. Da? Biserica este o viță și vița este caracterizată de roadă. Domnul spune, eu am venit pentru ca voi să aveți viață și să o aveți din belșug și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. De aceea spune Ioan 5, rămâneți în mine, vița trebuie să rămână, mlădița trebuie să rămână în viță, deoarece despărțiți de el nu putem face nimic. Și pe urmă, biserica este o turmă a cărei păstor este însuși Domnul. Psalmul 23, Domnul este păstorul nostru, de aceea nu vom duce lipsă de nimic. El ne paște în pășuni verzi și ne duce la ape de odihnă. Ne înviorează sufletul și ne povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Și chiar dacă ar fi să umblăm prin valea umbrei morții, nu ne temem de niciun rău, că stoiagul și nuiaul Lui ne mângâie, ne întinde masa în fața potrivnicilor noștri, ne unge capul cu un de lemn și paharul Lui este plin, că dă peste el și fericirea și îndurarea ne vor însoți cât timp? Toate zilele vieții noastre și vom locui cu Domnul pentru veșnicie. Slăviți să fie Domnul, frații și surori, ce minunată e lucrarea Domnului. Asta e biserica lui Hristos. Haideți să nu fim pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. No? De aici încolo o să fie foarte ușor să predic. Acum vreau să predic. Până acum am dat învățătură. Asta a fost introducerea, predica va fi mai scurtă, pentru că o să fie mai ușor să predic. Acum, din moment ce am pus bazele, am pus tebelia, o să vedeți că Biblia vorbește de la sine acum. Mai simplu. Se spune că lucrurile simple reiesc din cele complicate. Mai întâi trebuie să devii sofisticat ca să ajungi simplu. Ăia simpli devin sofisticați. So, trebuie să... Scopul meu este să devin cât mai simplu acum și să las Biblia să spună ce vrea ea să spună. Nu să o oblig eu să spună ce vreau eu. Ok? Acum, dacă mergem împreună la textul acesta pe care l-am citit, înainte de a vorbi despre el, mai citim încă un text. Încă un text. La asta nu trebuie ochelare pentru că mi l-am scris pe hârtie, versetele. Mi l-am scris cu fonturi mai mari ca să nu trebuiască ochelarii. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 14 la 18 și așa. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, ok? Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit, unde? În El. În El. Marcați expresia în Hristos.
Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul. Cine? Cine face acțiune aici? Însuși Domnul. Nu oricine. De ce? Însuși Domnul. Ce este biserica în raport cu Hristos sau în relație cu Hristos? Care e a doua metaforă? E mireasă. Și ce este Hristos pentru mireasa asta? Și cine vine după mireasă? Însuși Domnul. Da? E ușor acum. Însuși Domnul vine după mireasă. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți. Unde sunt ăștia care învie? În Hristos. Și cei vii sunt în Hristos și cei morți sunt în Hristos. Deci avem o singură categorie de oameni la venirea Domnului aici. Cei morți în Hristos și cei vii în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzdu și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Prima condiție ca să fii răpit la cer este să fii unde? În Domnul. În Domnul. Dar dacă trebuie să fii în Domnul, unde ar putea să mai fii dacă nu în Domnul? Înseamnă că poți să fii altundeva. În lume. Haideți să vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Unde se poate să fii dacă nu ești în Domnul? Nu poți să fii în purgatoriu, între ele. În alt loc, spune Biblia. Și în Unirea, capitolul 5, versetul 19, zice așa. Că toată lumea, și acolo se referă la oamenii fără Dumnezeu care sunt nemântuiți, toată lumea zace unde? În cel rău. Cel rău. Deci știm un lucru, că unii oameni sunt în cel rău, și unii oameni sunt unde? În Hristos. Dar acum să vedem cum au ajuns oamenii în cel rău, în primul rând. Foarte simplu. Geneza capitolul 3, versetele 6 la 9, spune așa. Că femeia a privit, a poftit, a luat, a mâncat și a dat și bărbatului ei, care a mâncat și el, din pomul cunoștinței binelui și răului, și astfel au murit, spune cuvântul Domnului. Când Adam și Eva au păcătuit, au ieșit de sub umbrela de protecție sau jurisdicția lui Dumnezeu, și s-au transferat de bunăvoie în împărăția întunericului sau sub umbrela sau sub jurisdicția sau autoritatea diavolului. Și acum toți oamenii care de la Adam se nasc pe planeta aceasta, se nasc morți, despărțiți de Dumnezeu, se nasc în cel rău. Observați? De aceea oamenii, toată lumea aceasta zace în cel rău. Și Domnul Iisus nu l-a contrazis pe diavolul când a venit la el și a spus: dacă mi te închii mie, îți dau toate împărățiile lumii. Nu a spus că nu sunt ale lui. Ca lui sunt. A diavolului sunt. Dar nu pentru multă vreme. Că în Apocalipsa, capitolul 5, spune că s-a făcut tăcere în cer, că nu se găsea nimeni vrednic să iei cartea din mâna lui Dumnezeu și să-i rupă pecețile. Până după un timp când a spus: nu mai plânge, că iată s-a găsit mielul lui Dumnezeu. Zice, el este vrednic să iei cartea, să rupă pecețile. Și se uită în ea. Și vine Iisus Hristos să ieie împărățiile din mâna celui rău. Când vine să domnească, să fie împărat al împăraților, să domn al domnilor, și spune că îl va lega pe Satana timp de 1000 de ani, Apocalipsa 20. Observați? Asta încă nu s-a întâmplat. Asta urmează să se întâmple la sfârșitul ultimei săptămâni, de 7 ani după răpire, despre care am vorbit în Daniel 9, la 27. Da? Acolo eu deja, probabil că undeva am pierdut pe acolo. Ok. So, prima condiție pentru ca cineva să fie răpit, trebuie să fie în Hristos. Știm cum am ajuns în cel rău, prin Adam și Eva. Oamenii nu sunt păcătoși pentru că păcătuiesc. Știți de ce păcătuiesc oamenii? Pentru că sunt și s-au născut păcătoși. Foarte simplu. De aceea trebuie să-i compătimim. Să fim plini de compasiune. Să le vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Ca să vină la mântuire și ei. Și Psalmul 51:5, David spune: în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Da? Și Roman 3:23 spune: căci toți au păcătuit. Verbul a păcătui este la ce timp?
La trecut. Nu spune toți păcătuiesc sau vor păcătui, spune toți au păcătuit. Când? Atunci când Adam și Eva au păcătuit, noi toți am păcătuit atunci. Și toți ne naștem păcătoși. Da? Dar de acolo, de sub puterea întunericului, din împărăția diavolului, noi putem fi eliberați prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, în Ioan 3:16 spune cuvântul, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine va crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și păcatul cauzează 4 mari consecințe. Prima consecință este moartea, adică despărțirea de Dumnezeu. A doua consecință este robia, un păcat, datorită legii, care spune că sufletul care păcătuiește va muri. A treia este vrăjmășia omului cu Dumnezeu. Omul a devenit vrăjmaș al lui Dumnezeu. Da? S-a răzvrătit. Și a patra este înstrăinarea omului de Dumnezeu. Când a venit Domnul Iisus Hristos, a venit să rezolve toate aceste 4 mari crize ale rasei umane. În primul rând, în moarte, noi trebuia să murim veșnic, dar Iisus Hristos, la tribunalul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu, care spune că sufletul care păcătuiește va muri, se prezintă cel neprihănit, se prezintă el la tribunalul lui Dumnezeu, cum scrie în 2 Corinteni 5:21, că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi și ia păcatele omenirii asupra lui, el se face păcat pentru noi și moare. El spune, nimeni nu îmi ia viața cu sila, eu de bună voie mi-o dau de la mine, ca iar să o iau din nou. Și moare în locul nostru. Și atunci păcătosul, când crede în Iisus Hristos ca Mântuitor, se schimbă dosarele. Până atunci dosarul tău a fost negru, scrie pe el numele tău, scrie păcătos, că așa te-a născut, scrie că zaci în cer rău, scrie condamnat la moarte veșnică, scrie pierzare veșnică și scrie faptele firii pământești pe el. Dar când vine Iisus Hristos și moare pentru păcatele tale, dacă tu crezi în Iisus Hristos, dosarul tău îl ia el asupra lui și îți dă un alt dosar alb, curat, pe care scrie neprihănit prin credință. Și alb. Scrie pe el roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie. Observați ce scrie pe el. Scrie viață veșnică și scrie rai. Observați? Și din momentul acela îți schimbă starea aceea de vinovăție la neprihănire. E socotit neprihănit. Și ce mai schimbă? Și el spune Ioan despre el, zice, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Însă întreb eu, dacă Iisus a murit pentru toată omenirea, toți oamenii înseamnă că merg în rai? Nu! Numai cei ce cred în el și aplică mântuirea aceasta în viața lor, ok, personal. Și pe urmă, a doua criză este robia. Iisus Hristos, noi de drept am fost proprietatea lui Dumnezeu prin creație, dar prin neascultare, de fapt, am devenit proprietatea diavolului. De aceea toată lumea zace în cer rău. Că e alt proprietar, alt stăpân. Și acum noi de acolo suntem robi. Diavolul ne ține robi acolo, pe păcătoși, știți prin ce îi ține? Știi care e autoritatea? De unde are autoritate? De la lege. Că legea spune, aceeași lege care folosește Dumnezeu, folosește și diavolul. Și spune că sufletul care păcătuiește va fi despărțit de Dumnezeu, adică mort. De aceea noi putem fi eliberați de sub robia aceea. De ce? Că a murit Iisus Hristos. Noi nu mai suntem sub lege, ci suntem sub harul lui Dumnezeu. Pentru că prin har ați fost mântuiți. Prin credință, nu prin fapte, ca să se laude cineva. Slăviți să fie Domnul. Și el a plătit prețul. Nu la diavolul i-a plătit prețul. Și știi cum a plătit prețul? A plătit lui Dumnezeu prețul. Pentru că legea lui Dumnezeu desăvârșită spunea că sufletul care păcătuiește trebuie să moară. Și a murit Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! El este mielul lui Dumnezeu. El este răscumpărătorul nostru. Cu sângele lui ne-a răscumpărat. Și nu numai atât, dar noi am fost vrășmașa lui Dumnezeu. Și el ne împacă cu Dumnezeu. Don Richardson, un misionar american care în urmă cu aproximativ 80 de ani, s-a dus în Noua Guinee la canival să le predice Evanghelia. Fără prea mare succes, antropologul acesta, disperat, și-a făcut valiza să întoarcă acasă. Însă observați o ciudățenie, care n-a mai văzut-o niciodată până atunci, că două triburi s-au aliniat față în față, unul cu celălalt, și-a observat că unul din șeful unui trib a luat copilul lor nou născut să-l mâneze la celălalt șef de trib, care era aliniat în fața lor,
și a spus să facem un legământ între triburile noastre ca să nu ne mai omorâm unul pe altul din triburi și să ne mâncăm. Că erau canibali. Și a spus să facem pace între noi. Și omul acesta, pentru prima dată, Duhul Sfânt i-a luminat minte și a spus, ok, păi ceva similar s-a întâmplat între noi și Dumnezeu. Noi ne-am sărbătăcit în relația noastră cu Domnul nostru. Noi suntem vrăjmașii lui Dumnezeu. Și Dumnezeul, cel care a fost, de fapt, nedreptățit, El ia inițiativa să facă legământ de pace cu noi sălbaticii, da, păcătoșii, și ne trimite Fiul Lui la noi. Nu știu ce s-a întâmplat cu copilul acela, că se numește The Peace Child. Este și un film făcut, de fapt, puteți să-l vedeți pe internet, The Peace Child, sau Copilul Păcii. O numește, este și o carte scrisă. Dar știu ce am făcut noi cu Fiul lui Dumnezeu, care ne l-a dat să facă legământ cu noi. I-am omorât copilul, dar a treia zi a înviat. Și este viu în vecii vecilor, s-a înălțat în slavă. Și pentru că El trăiește, pacea noastră cu Dumnezeu este veșnică. Observați, slăviți să fie Domnul. Ne-a rezolvat criza morții, ne-a rezolvat criza robiei, ne-a rezolvat criza vrăjmășiei. Și nu numai atâta, ne-a rezolvat criza înstrăinării. Și acum ne cheamă, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împăvărați, și vă voi da o dină sufletelor voastre. Și cei ce am auzit glasul lui Dumnezeu, ne-am împăcat cu Dumnezeu, ne-a schimbat natura de la vinovăție, ne-a socotit neprihăniți, ne-a schimbat familia. Înainte eram fii ai diavolului, acum suntem fii ai lui Dumnezeu. Da? Ne-a schimbat natura. Înainte eram firești. Acum suntem duhovnicești. Și ne-a schimbat caracterul și conduita. Și la lucrul acesta, Domnul tot continuă să ne schimbe și să creștem în harul lui Dumnezeu. Deci ca să fii răpit, în primul rând trebuie să fii în Hristos. Noi acum, dacă am citit versetele din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 14 la 18, să pune următoarele întrebări. Cine face acțiunea în 1 Tesaloniceni? Căci însuși Domnul face acțiunea. Câte categorii de oameni sunt acolo în textul din 1 Tesaloniceni? O singură categorie. Cei morți în Hristos și cei vii în Hristos. Care este ordinea? Ordinea, mai întâi înviază cei morți în Hristos, iar noi cei vii în Hristos suntem schimbați. Și atunci mântuirea noastră va fi completă când trupul acesta muritor, despre care Pavel spune că nimic bun nu locuiește în firea pământească, va fi înghițit de nemurire și atunci vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și după răpire va avea loc judecata faptelor credinciosului. În 2 Corinteni 5 cu 10 spune că toți. Și acolo în cuvântul toți se referă la toți cei ce sunt în Hristos. Și ai lui Hristos. Toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut cât trăia în trup. Văd dacă o să încerc să scurtăm. Prima condiție să fii răpit este să fii în Hristos. A doua condiție să fii răpit este să fii al lui Hristos. 1 Corinteni 15, 20-23. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tirot, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Galateni 5:24, cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele lor. A treia condiție să fii răpit este să fii fericit și sfânt. Apocalipsa 20:4-6. A patra condiție este să fii în biserică. De ce? Pentru că biserica e trupul lui Hristos. El este capul. Biserica este mireasa. El este mirele. Biserica este, am spus, familia lui. Biserica este preoție.
Biserica este un templu, biserica este o viță și biserica este o turmă. Asta este dependența noastră în ce privește relația noastră cu Iisus Hristos. Următoarea condiție ca să fii răpit este să fii curat. Ioan 3, 23 spune, prea iubiților, acum sunteți copii ai lui Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are această nădejde în El, se curățește după cum El este curat. Aici este accentuată trăirea noastră în sfințenie, în fiecare zi. Ca să trăiești în sfințenie, în fiecare zi, Domnul ne-a pus la dispoziție trei mijloace care ne ajută să fim curați tot timpul. În primul rând, cuvântul Lui. În al doilea rând, Duhul Sfânt, să ne convingă de păcat. Și în al treilea rând, sângele Lui Iisus Hristos. Și spune unuia cu unul cu nou, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire, așa că noi tot timpul putem fi curați și să așteptăm venirea Lui Iisus Hristos. O altă condiție să fii răpit este să fii fără pată și fără zbârcitură. Efeseni 5:7, 27 spune, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Altă condiție să fii răpit este să trăiești și să umbli prin Duhul. Galateni 5:19. Și faptele fără pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roata Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este ce? Lege. Nu este lege. În felul acesta suntem noi, trăim noi prin har. Pentru că noi trăim deasupra legii. Observați? În sensul acesta. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim în Duhul, să și umblăm prin Duhul. O altă condiție să fii răpit, și asta este ultima, este să umbli în lumină. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Și Coloseni 2:6, astfel dar, după cum ați primit pe Iisus Hristos Domnul, așa să și umblați în El. Și încheiem cu pilda cu care am început. Pilda asemănătorului. Cine se ocupă în textul acesta, subiectul este secerișul, adică sfârșitul veacului sau venirea Domnului. Expresia venirea Domnului în Biblie este o expresie cu dublă referință profetică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că venirea Domnului are loc în două faze. Prima se numește răpirea, când nu știe nimeni când va avea loc. A doua fază se numește arătarea lui Iisus Hristos pe norii cerului, Matei 24, cu putere și slavă mare când orice ochi îl va vedea, spune cuvântul. Asta e de fapt e altă predică, ok? Numai despre asta, dar noi încheiem acum, cu ajutorul Domnului. Însă să facem următoarele observații în Matei 13. Subiectul, deci, este venirea Domnului, sfârșitul veacului, secerișul, da? Cine se ocupă la seceriș? Cine? Îngerii sunt secerători. Exact! Îngerii! Cine se ocupă în Tesaloniceni? Însuși? Da. Domnul! Ca să vedeți că nu este același context. Ok? Deci în Matei se ocupă îngerii. De ce? Pentru că în 1 Tesaloniceni, răpirea are loc când va intra numărul de plin al neamurilor, când Domnul găsește de cuvință timpul acela, are loc răpirea și când are loc răpirea, imediat se aprinde semaforul
evreilor care s-au oprit în urmă cu 2000 de ani, s-au aprins roșu, se schimbă semaforul lor în verde. Și Domnul, care este bărbatul credincios pentru Israel, și Israel, nevastă necredincioasă, spune: te voi chema înapoi ca pe o femeie părăsită, zice Domnul, și vei fi din nou a mea, zice Domnul. Domnul mântuiește pe Israel și Romani 11 arată lucrul acesta. După răpirea bisericii, Domnul se îndreaptă spre Israel și timp de o săptămână de ani, adică 6 ani, în Apocalipsa capitolul 4, versetul 1, îi spune îngerului Ioan: suie-te sus și am să-ți arăt ce are să se întâmple după aceste lucruri. După ce? După răpirea bisericii. Că în capitolul 3, cu versetul 10, în Apocalipsa spune: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării. Ceasul încercării este perioada de o săptămână de ani, adică de 7 ani, care este arătată, începe cu capitolul 5 din Apocalipsa, săptămâna aceasta, după răpirea bisericii, și se termină în capitolul 19, versetul 16, când spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul, spune așa, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Cine s-a pregătit? Cine s-a pregătit? Soția. Soția. Se schimbă metafora. Până atunci, biserica ce îi? Mireasă. Dar acum nu mai mireasă, că a fost răpită timp de 7 ani deja. Și acum, spre sfârșitul celor 7 ani, biserica a devenit soția mielului. Și vine Hristos, Hristos trimite pe îngerii săi în Matei 13 să smulgă neghina. Trimite pe îngeri să smulgă neghina din grâu, timp de 7 ani face lucrul ăsta, de fapt. Smulge neghina, o aruncă în foc, iar grâul, cei 144.000 plus evreii, rămășița care se mântuiește la sfârșitul necazului cel mare, intră în domnia de 1000 de ani, Domnul leagă pe Satana, vine Hristos cu biserica pe pământ să împărățească timp de 1000 de ani și El va fi împărat din Ierusalim, Domn al Domnilor și împărat al împăraților. Și Duhul și Mireasa zic: vină, Doamne Iisuse, că noi suntem gata. Haleluia! Praise the Lord! Thank you, brother!